Această zi se marchează în scopul și îndreptării, mai bine zis, atenției noastre spre importanța, să zicem așa, persoanelor cu dizabilități psihoneurologice, care există în toată lumea și în particular este vorba despre respectarea demnităților, demnității acestor persoane. Eu vreau să vă spun că suntem la 6 ani de la ziua ratificării acestei convenții, dar cu păreri de rău putem să constatăm că în această ordine de idei de către statul Republica Moldova anumite succese, să zicem așa, nu sunt constatate. Constatăm și constată că situația acestor persoane este destul de gravă. Dacă în întregime persoanele cu dizabilități tot nu este, să zicem, de ordin pozitiv, dar a persoanelor cu dizabilități mentale este destul de grav. Aceste persoane rămân în principiu fără drepturi. Deoarece în locul lor decizii iau tutori, în locul lor hotărăsc alții să căsătorească sau să nu se căsătorească, în locul lor alții hotărăsc de a-și educa copiii, dacă îi au. Este vorba despre dreptul la vot, este limitat dreptul accesului la justiție. Convenția privind drepturile persoanelor cu dizabilități, ratificată, după cum am spus, de către Moldova 6 ani în urmă, prevede expres în articolul 12 că persoanele cu dizabilități au drept să fie recunoscute oriunde ca persoane cu drepturi în fața legii și că ele beneficiază de aceeași capacitate juridică ca și alte persoane în toate aspectele vieții. Noi, ca prim pas în cadrul acestui Consiliu, am încercat să venim cu o recomandare și un demers, o acțiune concret care să fie adresată Parlamentului în ceea ce privește asigurarea aprobării proiectului de lege 87 din 2015, de care domnul ombudsman a vorbit. Cu părere de bine, acest proiect a fost aprobat chiar fără implicarea noastră, dar totodată am așteptat deja publicarea acestui proiect, deja legea 201 din 27 iulie 2016, care a fost publicată la 9 septembrie. Deci, analizând acest proiect, ne-am bucurat pe de o parte că au fost instituite totuși acele sancțiuni pentru nerespectarea legislației în domeniul protecției sociale a persoanelor cu dizabilități, dar și alte modificări care sunt, de fapt, foarte necesare, dar cu păreri de rău am constatat și faptul că au fost excluse prevederile ce ține de dreptul la vot și mai multe prevederile ce țin de posibilitatea persoanelor cu dizabilități de a contesta în instanțele de judecat a deciziilor prin care au fost lipsite. Noi am adoptat o rezoluție. Rezoluția asta este numai ce ține de persoanele cu dizabilități mentale. Rezoluția întregime e 7 sau 9 pagini, este destul de voluminoasă, unde am descris ceea ce au spus participanții. Atunci eu am înaintat o formulă, o frază, că în stat trebuie să se efectueze, să întreprindă măsuri, nu pentru persoanele cu dizabilități, dar cu participarea persoanelor cu dizabilități. Exemplu și dovadă este Consiliul care noi l-am format.